Bună seara, doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit. Așa cum anunțam, vorbim în această seară cu Moineștiu, nu cu spiritul lui Tristan Țara, ci cu edilul Valentin Vieru. Bine ați venit, domnule Vieru. Bine v-am găsit. Mă bucur că ați acceptat invitația. E o zonă, cum să spun, virgină din anumit punct de vedere. Vorba unui primar era de prin Dofteana. Domnule, nu vin oameni, că le frică de dumneata. Nu știu, domnule, par așa de înspăimântător, nu? Nici de cum, vom vedea. Sunt pentru prima dată în studioul dumneavoastră. Am mai colaborat în trecut, dar acum sunt aici și sper să colaborăm și de aici încolo cu mare plăcere. Da, eu tocmai de asta le spun și chiar băcăuanilor, nu doar moineștenilor, tuturor celor care ne privesc din județul Bacău, să vedem dacă, în cazul Moineștiului, este da-da sau nu-nu, să vedem dacă poate sunt și alții edile. De șef de edil de municipiu, chiar reședință de județ, care poate au de învățat sau poate nu, din cazul orașelor mai mici. Dar, mă rog, să vedem ce înseamnă mic, că mic poate fi definit pornind de la număr de populație, suprafață și, dacă vorbim de populație, vorbim de cenz, vorbim de buget. Da? Pentru că, până la urmă, asta dă forța unei comunități, în primul rând, și dumneavoastră, ca primar, cu siguranță o știți și vă loviți zilnic. Care este bugetul, în primul rând, să vedem care sunt posibilitățile reale de la talpă, de la firul ierbii, de la ce pornim? La un oraș cu 20-21 de mii de locuitori. Da, jur, la 20 de mii de locuitori, 23 de mii de locuitori cu mutație, cu reședință în municipiul Moinești, dar la recensământ au ieșit în jur de 20 de mii. Asta prin faptul că mulți s-au autorecenzat și cele două rubrici din buletinul de recenzare, una prevedea ca persoane plecate pe perioadă îndelungată și altele temporar absent. Unii au găsit cu ființă că dacă au plecat din țară sunt plecați pe perioadă îndelungată și atunci s-au declarat temporar absent și nu au fost înregistrați ca și persoane permanente acasă, ceea ce a denaturat un pic faptul că chiar dacă sunt plecați pe perioadă îndelungată, ei sunt cetățeni ai municipiului Moinești, au carte de identitate la Moinești și vin cel puțin o dată sau de două ori pe an acasă, au familii și copii chiar lăsați la rude, la părinți. Eu cred că sunt totuși români și vin cu drag acasă. Sper să se regleze acest lucru pentru că, așa cum spuneam, avem în jur de 20 și un pic de mii de locuitori, dar avem în același număr egal 20 de mii de alegători. Unde sunt cei sub 18 ani, dacă n-ar fi o eroare, ar trebui ca acest număr să fie așa cum reiese din evidențele de la serviciu de evidența populației, în jur de 23.000 de persoane cu reședința în municipiul Moinești. Privitor la buget, vă pot spune că avem un buget estimat la 17 milioane de euro, să zic, pe an, dar un lucru îmbucurător este că la Moinești, 36% din buget se cheltuiește pe funcționare, adică salarii, utilități și restul, 64%, este un buget de dezvoltare. De ce acest lucru? Pentru că am accesat fonduri europene și nu puține. Vreau să vă spun că tot ce a apărut ca și axe de finanțare în perioada 2014-2020, municipiul Moinești nu a ratat. Nu a ratat niciuna, nici pe educație, nici pe sănătate, nici pe mobilitate urbană, asistență socială. Deci, într-un cuvânt, tot ce a apărut, noi am accesat. Sigur, sunt și contribuții de la bugetul local, pentru că orice ce proiect accesat din fonduri europene e o contribuție de 2%, avem și proiect cu contribuție de 30%, un proiect la Spitalul Municipal în derulare, acum și o să expun atunci când ajung la capitolul sănătate. Sigur, pe lângă cei 2%, din bugetul local trebuie să punem și acele sume pentru lucrări neeligibile. O școală, de exemplu, care primește sau și acest proiect pe mobilitate urbană primește o finanțare. Sigur, sunt lucrări care nu sunt prevăzute în finanțate din fonduri europene și atunci trebuie să vii de la bugetul local. Să mă refer la o școală, de ce? Prin anvelopare clădiri publice se finanțează termopane, anvelopare cu polistiren, acoperiș, instalație termică, instalație electrică, dar în incinta școlii, în interiorul școlii sunt grupuri sanitare, de când s-a construit școala, parchetul, ușa,
nu mai spun de tablă, de mobilier și așa mai departe, care nu sunt finanțate. Și atunci facem o clădire doar pe exterior, să o lăsăm la interior, acolo unde elevul trebuie să se simtă bine, să urmeze cursurile în condiții așa cum vedem pe afară. Eu zic că la Moinești le-am adus la acest nivel și tot ceea ce înseamnă educație astăzi este la un nivel european. Vorbeam de buget, cum vă spuneam, 64%. Vă dați seama efortul depus de colegii mei din primărie pentru a gestiona peste 40 de milioane de euro. Deci în Moinești acum se derulează și este și în post monitorizare peste 32 de proiecte și de curând am mai semnat vreo 6 contracte noi. Deci 40 de milioane de euro. În derulare acum. În derulare. Să știți că n-aș vrea musai să fac o comparație cu orașe, spuneam eu la început, mai mari. Dar suma este, cum să spun, vă face... Raportat la numărul de locuitori și la suprafața municipiului Moinești, spun eu că... Suprafața poate e mai puțin relevantă, da. Să știți că sunt comune mai mari decât un municipiu, reședință de județ, nu înseamnă... Bun, aici densitatea pe kilometru pătrat și așa mai departe, dar e într-adevăr, dumneavoastră, nu știu dacă ați lansat-o conștient sau nu, sau a fost așa aruncat, nu, n-am ratat nicio finanțare. Parmize, că ați spus. Da. Sincer, mi s-a părut că vă lăudați. Pentru că a nu rata nicio finanțare, ar trebui să stabilim, stimate domnul în primul rând, câte finanțări au fost. Sau câte posibilități de a obține finanțare au existat și câte ați, din, nu știu, din 10, câte. Multe persoane care urmăresc pe televiziuni, pe sticlă, să spun, văd acolo de ce nu accesați fonduri europene, că sunt disponibile. Să știți că aceste axe de finanțare se deschid în perioade de axe de finanțare. Acum este în derulare axa de finanțare 2021-2027. Cu părere de rău spun că nici la această oră n-a apărut niciun ghid de finanțare, cu toate că această axă a fost deschisă în 2020. Așteptăm să se deschidă noile axe de finanțare. Deci din 2020 nu s-a deschis nicio axă de finanțare. Pe perioada... Dar nu e singurul caz, într-adevăr. Dar nu, dar nu s-a deschis în România, nu la ADR Nordie sau... Iar cele din 2014-2020 s-au deschis în 2016, finalul anului, începutul anului 2017. O mică paranteză, rețineți-vă rog ideea. De ce credeți că nu sunt aceste manuale, ghiduri de finanțare? De ce apar întâmplător, domnule Vieru, apar ele cu o astfel de întârziere? E o problemă la minister, la guvern, pentru că aceste ghiduri sunt întocmite și lansate de Ministerul Dezvoltării, ministerele de resort. La guvernul dumneavoastră sau la guvernul lor? La guvernul României. Da, eu răspuns mai mult decât și în 2016-17, când au apărut primele axe de finanțare pe aceea, eu eram la începutul primului mandat de primar. Știți că mai am două mandate de viceprimar, sunt la al doilea mandat de primar, dar în total... Da, primar PNL, da. În total lucrez în primăria Moinești de peste 33 de ani. E mai exact din mai 1990. Și primul job a fost asta așa ca... Da, da. Primul job a fost care a fost? De? Păi debutant aici la primărie. Da. După care am fost... Spune sincer, domnule, am luat-o de jos. De jos. Nu știu, că eram... Un simplu funcționar, nu, eram un funcționar debutant. Că eram hârtia, vreau să spun. La serviciul administrație publică am venit eu atunci în 1990. În 1996 am devenit șef serviciu, șeful acelui serviciu, până în 2008 am devenit viceprimar. Da, înseamnă că cunoașteți într-adevăr primăria mai bine ca oricare. Fiind cel mai vechi de acolo. Ați prins vremuri în care nu era poate, cum să spun, recomandabil să îți manifesti simpatiile politice din altă zonă, adică din zona liberală? Fiind funcționar public, chiar ne se interzicea prin lege să avem opțiuni politice. În 2008, direct la liberal și m-am îndreptat cu pași către o campanie electorală cu Partidul Liberal și iată, astăzi tot la acest partid. Da, de-aia spuneam eu, care guvern? Pentru că e interesant să apară aceste ghiduri cu o întârziere fantastică. Sunt anumite speculații în această zonă. Nu mi-aș propune acum, nu e o emisiune de anchete, subiectul de altfel e foarte, foarte vast și sofisticat. Da, revenim la bani. 40 de milioane de euro. E o sumă raportat repede din nou la
orașul ăsta de 20.000 de locuitori, o sumă pe care visau orașe, sunt, sigur, orașe care au tras sume mult mai mari, dar, mă rog, ne putem raporta și cu nici. Ne referim aici la Cluj, Oradea, Alba, Timișoara, Brașov, bun. Sunt... Și apropo de asta, dumneavoastră, câte Oradea, că e co-religionarul dumneavoastră politic acolo, da? Exact. Ați aruncat un ochi, v-a inspirat, v-ați consultat, v-a ajutat cu ceva? De câte ori au făcut întâlniri la Asociația Municipiilor din România, unde, bineînțeles, sunt municipii reședință de județ și celelalte municipii. În total sunt 109 municipii în România, din care cele 40 reședință de județ și restul municipii mai mici, mai mari. Ne întâlnim la asociație și acolo am speculat. Am fost la Cluj, am fost la Oradea, am fost la București, la Buzău. Chiar am văzut proiecte viabile și, să spun sincer, m-am și inspirat. Dar pentru că timpul e mai scurt, aș vrea să mă refer la special la municipiul Moinești și să vă expun câteva din proiectele pe care aici le spuneam. Și aș începe cu priorități. Toate au prioritate, dar o prioritate importantă pentru mine este educația. Am spus mereu că o localitate fără educație nu are viitor și atunci am pus bazele unui învățământ de calitate prin condițiile educaționale pe care le-am creat, prin accesarea de fonduri europene, dar și guvernamentale, pentru că în școlile din municipiul Moinești s-au investit aproape 10 milioane de euro. Chiar miercuri avem o recepție la grupul tehnic Grigore Cobălcescu, un proiect de peste 3 milioane de euro, din care 1 milion de euro este din bugetul local, așa cum vă spuneam, nu poți lăsa la interior clădirea neamenajată, doar să-i faci exteriorul prin anvelopare clădirilor publice, așa cum este axa de finanțare. Acum avem recepție, dar am recepționat și celelalte școli și dacă au fost cumva în imagini, cred că se văd că sunt modernizate, dotate cu table inteligente pentru un proiect pe pandemie atunci, am reușit cu 3.400.000 de lei să luăm table inteligente, să luăm tablete la peste jumătate din copiilor din municipiul Moinești, la peste jumătate dintre acești copii, care au și ceva probleme sociale, nu la toți, bineînțeles, acele proiectoare, calculatoare și tot ce e necesar într-o instituție de învățământ, mobilier nou. Am amenajat toate bazele sportive, sunt pe tartan, o școală are tartan chiar, celelalte au gazon artificial, împrejmuiri, garduri, tot ceea ce trebuie la o școală, vă invit să le vedeți și o să apreciați calitatea educațională din mâine. Sigur, trebuie să vină și inspectoratul în completare cu partea didactică și atunci totul este la înălțime. Pe lângă educație, am construit și o grădiniță nouă, tot cu fonduri europene, am dat-o în primire. Asta este chiar prima grădiniță din după 30 de ani construită din Da, să știți că e prima grădiniță dintr-un proiect pe care Ministerul Educației l-a gestionat. Prima grădiniță care este finalizată de anul trecut și este dată în funcțiune. Și cu o altă asociație am reușit și am și echipat-o cu mobilier și cu proiectoare, calculatoare și tot ce e necesar în ea. Da. Deci, practic, a zis că n-ați ratat absolut nimic. Însă, de ani de zile, nu întâmplător am urmărit, să zic, că am trecut recent din întâmplare prin oraș. Și a zis, hai să mă uit puțin. Și am luat-o și la pas, să știți. Că cel mai bine ziaristul îi stă bine așa pe caldarăm, da? Nu întins cum ar vrea unii, ci observând. Bun, m-am informat, desigur. Dar știți întotdeauna ce m-a... Și sunt 10 de ani, 30 de ani. Hotelul ăla, clădirea aia, domnul primar. Acest este... Orice ați face, dar niciodată... Bun, au fost tot felul de... Bun, istoria e foarte lungă și nu e chiar ocultă, pentru că lucrurile sunt foarte simplu de explicat. Au trecut dintr-o parte în alta, sau divizat, sau... Ce poate să vă facă primul? Și care este statul juridic, moment, financiar? Care este proiectul acest, cu la acest moment. În 1990, 89 mai precis, lucrările la această clădire au fost abandonate. Era o lucrare a statului român, după care a fost donată către compania OMV Petrom, nu știu dacă era OMV atunci, dar a fost donată pe considerentul că vor face ceva din ea pentru petroliștii din Moinești. Nu s-a reușit acest lucru și prin anul 2002-2003
a fost donată primăriei municipiului Măinești, împreună cu stadionul municipal, două cămine de nefamilii și cinematograful Centrul Cultural Lira din Măinești au fost donate primăriei. Din momentul ăla s-au încercat tot felul de accesare de fonduri pentru a fi reabilitată. Administrația din 2006-2007 a găsit de cuviință să vândă acest hotel. Nu știu dacă a fost o licitație trucată, au fost dosare penale pe acolo pentru cei care administrau atunci orașul, dar una peste alta, ne-am din 2008, când eu am devenit viceprimar și primar era domnul Viorel Ilie, un bun prieten și coleg al meu, am început procese și ne-am judecat 9 ani pentru a intra din nou în posesia acestei clădiri, pentru că acel proprietar de la acea vreme nu a respectat caietul de sarcini pentru a realiza ceea ce și-a propus, adică o bază de tratament cu spații de cazare. După 9 ani, în 2016, când s-a câștigat procesul, în 2017 am rupt din bugetul local, din bugetul de investiții și am dat proprietarului peste 400.000 de euro, 1.700.000 de lei, banii pe care îi dăduse el. Această clădire este compusă din trei corpuri ABC și în 2021 am reușit împreună cu domnul ministru Tătaru să predăm două corpuri în această clădire, în domeniul public al statului, la Ministerul Sănătății, în administrare la Institutul Național Balnear, pentru a deveni o secție sanatorială balneară. Spun aici corpul A și corpul C. Corpul B, cel cu 7 etaje, era dat spre ANL pentru a se realiza locuințe pentru medici. Era dat încă din 2017-18. ANL-ul nu a făcut nimic pentru a demara sud de fezabilitate, Daliu, pentru aceste locuințe pentru medici și atunci l-am retras. Am făcut o evaluare și am scos la licitație în baza unui caiet de sarcini pentru un restaurant și un hotel cu 40 de camere, cu 80 de locuri de cazare, pentru că această secție sanatorială, care va fi finanțată prin Compania Națională de Investiții, la acest moment este întocmit Daliu de către Institutul Național Balnear și urmează procedura de licitație pentru proiectare și execuție, pentru a deveni această secție sanatorială, este o secție medicală care nu beneficiază de alimentație publică, de sală de mese și atunci am considerat că exact în acea clădire să existe și acest hotel care, de care Măineștiul duce lipsă în zona urbană, în zona centrală și de un restaurant. A venit un investitor local tot de la Măinești, la licitație, a luat acea clădire. Acum, din nou, am mers la Ministerul Sănătății, mai e de actualizat Daliu și sper ca până la sfârșitul anului această licitație să pornească la Compania Națională de Investiții. Sigur, valoarea nu este de neglijat, e peste 15 milioane de euro, o secție sanatorială balneară cu tot ceea ce trebuiește, inclusiv dotări. Vă spuneam înainte de emisiune că am devenit stațiune balneoclimaterică din noiembrie de anul trecut. De ce acest lucru? O spun tuturor că nu înseamnă că de a doua zi la porțile orașului stau autocarele la rând că Măinești a devenit stațiune balneoclimaterică. Nu se întâmplă lucrul ăsta nici în stațiunile consacrate. Dar pentru a accesa fonduri pe axele care apar pe stațiuni, era imperios necesar să fii stațiune balneoclimaterică. Au trebuit multe demersuri, ani de zile. Adică, în primul rând, trebuie să ai pata la mouă, pentru că așa facem, venim cu pătura și zicem că am fost în sesiunea trecută, nu? A fost o axă de finanțare, se reabilitau și are Târgocna, are și Slănicu, un proiect de Târgocna, are un proiect de 5 milioane de euro, acces către clădirile turistice. Și acum se întâmplă de se fac, se realizează drumuri, pavaje, esplanade în Târgocna, pe acest proiect, pentru că era stațiune balneoclimaterică. Măinești n-a putut accesa atunci, când vă spuneam că accesam. Sper că în axa de finanțare de acum, fiind stațiune, să putem realiza proiecte pe acest ax. Vă spuneam că nu stau autocar la coadă, dar vor sta poate în vreo zi când Măinești, așa cum, dacă l-ați vizitat, dacă nu, vă invit pe toți cei care ne urmăriți să-l vizitați, se schimbă de la zi la zi. Și dacă am început să vă expun din proiecte... O secundă, o paranteză, vă rog, frumos. Sunt mult, dar trebuie puțin să știți cum... Ăsta e cadrul general, dar noi ca jurnaliști sau ca cei care trebuie să-l pictăm puțin în ce sens. Noi, ați spus, vă invităm. Ce ar trebui să vedem? Ce ar fi de văzut? Într-adevăr, nu, patalama în sine nu rezolvă toate problemele. Dar ce ar fi, ce ar oferi acum în momentul de față Măineștiul? Pentru că eu, un drum spre Slănic, de exemplu, că e stațiunea
mai cunoscută, Perla Moldovei și așa mai departe. Și acum sunt alte probleme, dar nu discutăm acum decât poate odată la pachet cu toți primarii care dețin acest certificat de stațiune balneoclimaterică. Ce ar fi, vă întrebam, de văzut în Moineș, chiar și pentru un popas de cafea, domnule Veru? Depinde în momentul din an în care veniți, pentru că sunt momente în care sunt evenimente la Moineș, sunt spectacole, sunt festivaluri. Un festival moineștean ca în fiecare an, în jurul datei de 8 septembrie, vin peste 25 de grupuri de la Clubul Elevilor din țară și anul acesta vine din Moldova, vin și din Moldova, Bulgaria, Polonia, pe lângă cei din România, din toată țara. De curând am avut un festival Vis de Stea, la care au participat 250 de copii din toată țara. Din jur au făcut parte Temișan, Luminița Angel, Nico, nume de la vedete de la nivel național. Bun, asta, toată asta lumea mai căuta puțin, o... nu așa, facem acum reclamă. Putem merge la Parcul Cupini, unde este o rezervație naturală de pin canadian, pin negru, unică în Europa. Celebrul parc, da. Celebrul parc pin. Investitorul de acolo este un moineștean. A revenit acasă, a cumpărat acea clădire cu toată baza de acolo, dar acum a investit și a realizat un centru spa. Cu piscină, apă sărată, jacuzzi, saună uscată, saună cu sare, saună umedă, piscină exterioară. Toate aceste servicii de calitate deja au început să aducă turiști în zona respectivă. Avem complexul Mario, tot la fel. Luni m-a sunat o doamnă, profesoară din București, chiar vrea să îl cunoască pe primar, fiind impresionată de ceea ce a găsit la Moinești, fiind într-o tabără cu peste 100 de copii la complexul Mario. Mai există un părculeț, acum completez din amintire, așa, există un părculeț acolo în zona... Da, Parcul Băi, Parcul în care Băi, s-a Parcul investit Băi. Peste 800.000 de euro, tot din fonduri europene, care are acele izvoare cu ape minerale, ape cu sulf, asemănătoare cu cele de la Slănic Moldova. Și acolo deci sunt certificate, practic, pot fi folosite cu acordul sigur, medicilor. Au fost unul din indicatorii pe care trebuia să-i atingem ca să devenim stațiune balneoclimaterică, pentru că am făcut cercetări pe acele izvoare și au proprietăți curative, bineînțeles, pentru boli digestive, pentru vedere, și sunt folosite de cetățeni, dar nu numai din Moinești. Să știți că am întâlnit persoane care într-o zi erau de la Roznov, într-o zi de la Bacău, care luau apă din Parcul Băi. Este gratuită aceasta? Gratuită. Apă, da? Este la doamne, adică nu ați pus taxă pe ea. Încă. Eu nu am de gând să fac. Nu aveți de gând? Nu. Mai vorbim. Nu. E important să spunem și acest lucru. La momentul acesta, dacă această bază de tratament va demara și lucrurile vor merge așa cum îmi doresc, cu siguranță va deveni cu adevărat oraș turistic, pe lângă ceea ce facem acum pe mobilitate. Să știți că la Moinești este și un turism medical. Spuneam că prioritatea e educația, dar și sănătatea este o prioritate, pentru că nu cred că e unul din județul Bacău să nu fie auzit de spitalul din Moinești. Ferească Dumnezeu să nu avem nevoie, știți cum e, dar de auzit am auzit cu toții, cu siguranță. Și cred că lucruri bune despre spitalul din Moinești. Până acum, cu dotări, vă spun că sunt peste 10 milioane de euro investiți în ultimii 8 ani în spital, fonduri europene. Mai mult decât atât, acum, în momentul ăsta, 3 milioane de euro se derulează la spital, pentru că anul trecut am cumpărat aparatură medicală de 2 milioane de euro, tot prin fonduri europene, și a crescut atât de mult puterea consumată, încât era nevoie de o instalație electrică nouă. Știți ce s-a întâmplat la spitalul din Piatra Neamț, la spitalul din Constanța sau de la Balș? Nu vreau să fim în aceeași postură și guvernul a scos o axă de finanțare cu fonduri europene. Problema e că doar 70% e finanțată din fonduri europene și 30% din bugetul local. Deci 3 milioane de euro, din care 1 milion de euro va trebui să-l pun din bugetul local. Lucrarea este în derulare, trebuie să fie gata până în noiembrie. Dacă nu făceam acest lucru, predispuneam clădirea spitalului la orice lucru nedorit. Mai are spitalul un proiect la Compania Națională de Investiții depusă de Consiliul Local. Valoarea lui este 20 de milioane de euro, o clădire cu 5 etaje, cu heliport pe această clădire. Deja este în procedură, urmează procedura de licitație. Este un bloc maternă-infantil. Știți că Spitalul Municipal Moinești are heliport în curte, fiind singurul spital din Moldova care are un heliport în curte. Vom avea un heliport și pe clădire, odată cu această clădire. Iată, ați descris cumva, și fără un draft, să zicem, ați descris... Probabil că le și visați de acum, dar ați descris
pilone, să zic așa, de dezvoltare, iată, doamne și doamne, unei localități mici, unei localități care părea surtită, Datorită decăderii extracției petrolului, toată lumea s-a așteptat ca municipiul Măinești să decadă. Eu vă spun că municipiul Măinești se dezvoltă și asta nu o constat eu ca și primar, să mă laud așa cum spuneați mai înainte, ci o constată cei care vizitează municipiul Măinești prin dezvoltarea de acum, pe toate domeniile, cum spuneam, educație, sănătate, mobilitate, sport, cultură. Eu îmi propun ca întotdeauna o discuție constructivă. De ce? Nu-i vorba, și nu e rău să te lauzi. Problema este că, știți, astea se întâmplă de regulă în campania electorală. Dar un gospodar sau lucrurile făcute bune, până la urmă ajung să fie cunoscute și trebuie, sigur, discutate și prezentate, dar și cu neajunsurilor lor, pentru că ceea ce spuneți vreau să pare foarte frumos. Pare o poveste care a curs de la sine fără nicio oprește. Ori lucrurile nu stau așa. Povestea în general a unui oraș mic, spuneam eu, este o poveste mai dificilă. Nu că a unui oraș mare este și poate și mai dificilă, dar din alt punct de vedere. Noi, în general, ne concentrăm și noi, presa, într-adevăr, pe zonele urbane mari, spectaculoase. Nu că am avea acum în Bacău, chiar din potrivă, în momentul de față, municipiu, mă refer, nu-mi propun neapărat să fac o cred că are și în pierdere și față de Moinești, nu mai zic Comănești, nu mai zic chiar, cred că și Zlănic, mă rog, localități mai mici. Bun, aici e o discuție întreagă. Am putea vorbi de primar, adică de primul gospodar, adică de edil, da, cum era numit cândva, de consiliul local, dacă ai, dacă n-ai majoritate, dacă îți blochează sau nu, contează și această componentă Moinești politică. Moinești are majoritate. Da. Iată, sunt mai multe părere puteam discuta, dar ați definit pilonii aceștia, ați zis, doamne, are și un turism, are și chiar și un turism din acesta medical. Știți dumneavoastră că m-am întâlnit cu persoane care erau chiar din Ardeal, da? Și au spus, doamne, dar ce căutați? Cunoștințe diverse. Doamne, vreau să fiu la Moinești. Pentru că. Și doamne, dacă un oraș care nu se poate lăuda, nu mai e oraș petrolier, nu e un oraș care să aibă o tradiție, nu știu, un rugby. Doamne, la Moinești, cu ruibii sau abar n-am. Face un antold. Da? Și atunci știm despre Moinești. Totuși, am auzit oamenii în primul rând prin acest spital. Ori, era clar că era pe subiectul discuției. Doamne, 3 milioane de euro. Acum, anul ăsta. Anul ăsta. Și în 4 ani? Ce urmează sau ce au trecut? Ce ați băgat până acum? Vă spuneam peste 8 milioane de euro în ultimii 7 ani. În 7 ani, ați zis. Da. Mă rog. Da. Șapte, nu contează. Cel puțin de când sunt eu primar. Da, de când sunt dumneavoastră primar. Am mai fost și alt. Da, asta, chestiunea aceasta va determina, pentru că spitalul v-a adus ceva în plus, un beneficiu, măcar de imagine, dacă nu financiar, deși știți că serviciile adiacente unei instituții, de la cazare până la masă, până la toate, duc la un... Spuneam că e o prioritate pentru administrația locală și sănătatea, da? Cum aduce plus valoare pentru că vrei să acorzi servicii de calitate, servicii medicale locuitorilor, dar acest spital este spital municipal de urgență și cuprinde întreg arealul municipiului Măinești. Într-o evaluare vă spun că doar 18% din pacienții spitalului municipal Măinești sunt din Moinești, 70% sunt din județul Bacău și restul din alte localități din țară. Mă întâlnesc adeseori cu persoane care rude, cunoscuți, care vin la Moinești doar pentru serviciile medicale. Sunt deja 28 de ani de când la Moinești se operează la laparoscopie. Doar în centrele universitare se fac astfel de operații. Trebuie să enunț aici numele managerului Spitalului Municipal de Urgență Moinești, profesor universitar Adrian Cotărleț, pe care îl cunoaște lumea și din Bacău, fiind și profesor la universitate, fiind și un om de bază care chiar a pus bazele acestui spital și chiar l-a dezvoltat. Sigur, nu putea face acest lucru fără sprijinul și implicarea Consiliului Local, uneori și a Consiliului Județean, pentru că am avut proiecte și în parteneria cu Consiliul Județean la spital. Da, fără discuție, contează enorm un astfel de manager și poate era o discuție, dumneavoastră, să vină și la Bacău. A fost atunci când în administrația... Nu la spital, la spital. În administrația Stavarachea, îi se propunea să vină la spitalul municipal de atunci, dacă s-ar fi terminat. Știu acest lucru, s-a împământenit la Moinești, va rămâne acolo. Da, nu, la spitalul județean avem o problemă. Nu la județean, atunci era la municipal. Da, știu, era la spitalul care era în construcție și, mă rog, a căpătat o altă între timp. Da,
Ziceam că managerul ca și primarul trebuie să colaboreze și e nevoie de așa ceva, pentru că altfel da. nu funcționează lucrurile. Și practic, spuneați de stațiune, de spital, sport. Haideți că dacă mergem în zona sportului, în rândul tinerilor, știm foarte bine, am avut și imagini, e greu cu sportul. Vă spuneam că am început de la școală. Am făcut toate bazele sportive la școală, am modernizat sălile de sport. Acum, tot printr-o finanțare de la Compania Națională de Investiții, de fapt nu numai prin una, avem un stadion municipal, o bază sportivă, un teren mare pe gazon artificial, un teren mic pe tartan, prevăzut cu coșuri de cu porți de handbal, coșuri de basket, o parcare pentru autocare, pentru autoturisme, cât și o clădire cu vestiare, sală de conferințe, o lucrare în valoare de 7,4 milioane de lei, care este gata în proporție de 75-80%. Un bazin de not, care și acela este finalizat în proporție de 90%. Spuneam că am participat ieri la inaugurarea unui bazin de not de la Moinești, în privat. O persoană privată a realizat un bazin de not și am avut invitat ieri acolo pe Cristina Potec, campioană națională. Camelia Potec. Da, e președinta Federației. Da. Federației, da. Un lucru mare pentru că sunt copii. Știți ce mă miră? O persoană privată într-un oraș, totuși rămân la această marotă, să spunem, oraș mic, oraș cu pozitiv, într-un oraș, în Bacău, iată, nu s-a făcut un bazin, în afară de ce, și aici la noi avem o piscină excepțională, aici unde am eu sediu la parter, dar în afară nu s-au construit. O piscină didactică, să spun, a făcut, pentru că iau cursuri de not acolo peste 150 de copii acum. Și știți de ce? Tot nevoia. Pentru că eu știu foarte bine, erau antrenori de la noastră, care făceau naveta la Bacău, la bazinul fost olimpic. Acum vor fi două, pentru că peste 2-3 luni dau și eu în primire acel bazin care a apărut aici în imagine. Da. Bun, da, bazinul pe care dumneavoastră veți inaugura în lunile următoare e semi-olimpic măcar? Adică nu, are... este un bazin tot didactic pentru lecții de not și competiții interne, competiții la nivel local. Deci veți avea două bazine. Unul mai mare, ăsta al primării, al publicului, și cel privat, e un bazin care totuși arată foarte bine, felicitări, nu știu, habar n-am, nu-i fac reclamă. Trebuie să-l felicit pe acel investitor, nu are mai mult de 35 de ani. Cu atât mai bine, jos cu părerea. Iată, astea sunt realitățile pe care de investiții și mă întorc la Parcul Cupini, unde a realizat acest centru spa și investitorul care a cumpărat acolo, Moineștean, revenit din Belgia, încă mai are afaceri în Belgia, a investit peste 2 milioane de euro acolo, în Parcul Cupini. Deci, iată, lucrări, investiții de valoare care aduc plus, pentru că atunci când vine, vă spuneam că sunt tabere de copii cu 100 de copii la Moinești, au avut loc competiții între elevii de la școlile din Moinești cu cei veniți în tabără, pentru că e o legătură strânsă între profesorii de sport de la școală, de la clubul elevilor, cu administratorii celor două pensiuni, Mario și Pin, și automat când vin copiii în tabără deja încep să facă fel de fel de competiții. Vă spuneam că m-a sunat acea profesoară să spună că mai vine la Moinești și a vrut să mă cunoască personal. De altfel, avem o secție, un club sportiv administrat de Consiliul Local cu 9 secții. La tenis de câmp avem un campion național, are 15 ani, este campion național și chiar printre primii 30 din Europa. La tenis de masă, cu o profesoară vrednică, avem o echipă de fete în divizia națională. În divizia națională mai sunt 8 echipe din România. Cluj, Craiova, Constanța, Pitești, Oradea, Moinești și încă două îmi scapă acum, dar vreau să spun că suntem acolo. Toate competițiile federației pe nivel școlar se desfășoară la Moinești. Vine cu drag președintele la Moinești. Păi dacă aveți Pini acolo, îl duceți la Pini. Facem stadionul nou. Sigur, avem și echipă de fotbal, peste 100 de copii. Aici vreau să spun. Ce echipă de fotbal aveți? În Liga 4, acolo unde ne este locul. Că, vedeți, reședințe de județ din România n-au mai mult de Liga 4, Liga 3, Liga 4. Liga 3. Dar peste 100 de copii, pe grupe de vârstă, merg în fiecare zi la antrenament. Cu 4 antrenori plătiți de primăria Moinești, pentru un contract de colaborare. Avem handbal, avem basket și powerlifting. Unii și powerlifting sunt cei care ridică acele greutăți. Și această secție este la Moinești.
secție de șah și așa mai departe. Deci sportul este la mâine și vrem să ținem copiii ocupați și prin școli de vară pe care le-am realizat prin finanțări pe legea 350. În această vară au avut loc 4 tabere de vară cu parohiile din oraș, cu școlile din oraș, cu serviciul de asistență socială, că avem și o direcție de asistență socială și am investit și pe partea socială 6,7 milioane de euro pe o strategie de dezvoltare a zonelor urbane defavorizate și o altă investiție împreună cu Direcția Județeană de Asistență Socială. Am construit 3 case la Moineș și dintr-o centrală veche de cartier am realizat un centru de zi pentru persoane cu dizabilități. Proiectul a fost de vreo 4 milioane de lei, bineînțeles fonduri europene și chiar contribuție de la Consiliul Județean. Noi am venit doar cu terenul și cu acea clădire centrală termică de cartier. Astăzi este funcțional, sunt peste 30 de angajați, iar 18 beneficiari au fost luați din căminul de la Comănești, din centrul de plasament, persoane cu dizabilități. Stau câte 6 în acele case, se autogospodăresc, bineînțeles supraveghează asistenți sociali, bucătari, tot ceea ce trebuie, iar în centru de zi sunt kinetoterapeuți, psihologi, tot ceea ce e necesar, să-i ajutăm și pe ei, că își merită și ei locul în societate. Domnule primar, contează culoarea politică în momentul în care accesezi? Vreau să vă spun că nu. Nu se poate să te încurce nimeni. Bineînțeles, sunt pârghii de a te încurca cu termene, cu plăți care restante, dacă vor. Dar dacă îți faci treaba corect cu aparatul de lucru, și aici vreau să amintesc, pentru că fără un aparat de lucru performant nu poți accesa fonduri, nu poți să faci categoric treabă. Iar categoric. Acest aparat de lucru se califică la locul de muncă. Îmi place că aici nu vă lăudați. Adică, adică scoatem și echipa, nu face primarul... Nu, primarul nu poate face singur. Dacă echipa merge la un curs de perfecționare, n-am ratat cursuri de perfecționare atunci când au fost finanțate din fonduri europene sau de la Ministerul Muncii, chiar dacă au durat 2, 3 zile, 5 zile și acel salariat a trebuit să plece, am și plătit din buget local ceea ce era necesar, am calificat la achiziții, la investiții, la economic pentru a face treabă. Fără a avea persoane pregătite, nu poți face treabă. Dacă te zgârcești la acele cursuri, nu faci performanță, așa cum vă spuneam. Deci nu contează absolut deloc. Susținerea politică contează atunci când mergi să soliciți pe la guvern fonduri, la Compania Națională de Investiții, la Fondul de Mediu, la toate, sunt proiecte pe Fondul de Mediu, pe companie, aș putea spune că acolo mai contează. Dar eu sunt un tip care bat la ușă, intru pe geam. Mă dai afară pe geam, intru pe ușă. Bun, dar ce părere aveți de faptul că atunci când se împart banii de la buget, sunt dirijați uneori partinic? Am spus-o asta și mi-am atras antipatii. Am spus-o public, mi-am atras antipatii de la celelalte partide, dar vă spun că eu nu pun baze, eu nu primesc. Nu mi se alocă nimic. De la bugetul național... Primăriță a primit o sumă ridicolă. Da? O colegă de-a dumneavoastră. De la Mănăstirea Caș. Da, exact, că ați urmărit, da. Câți bani ați primit dumneavoastră? Zero, ca și ea. Dar vreau să spun ceva în schimb, pentru că eu am primit ceva de la Consiliul Județean în urmă cu aproximativ un an și jumătate, printr-o solicitare, președintelui Consiliului Județean și, bineînțeles, știți ce spun, municipiul Moineș va beneficia de 2 milioane de euro de la Consiliul Județean pentru realizarea unui muzeu. Avem o școală veche în zona spitalului școlii Ștefan Lucian, o școală Spiru Haret, care are peste 100 și ceva de ani, este clădire de patrimoniu și prin insistențe și rugăminți, să spun așa, la Consiliul Județean, am reușit să ni se aloce 2 milioane de euro. În momentul de față este licitația de punerea ofertelor pentru execuția lucrării. Am făcut proiectul tehnic, am luat avize, am luat autorizație, este în licitație, ofertele se depun până pe 4 septembrie. A mai fost o licitație, nu s-a adjudecat, am reluat licitația, acum este în procedură de licitație. 2 milioane de euro primim de la Consiliul Județean pentru această clădire, pentru un muzeu regional, numai pentru municipiul Moineș, de aceea este o investiție regională și vreau să-i mulțumesc președintelui Consiliului Județean și nu numai, pentru că a înțeles că e nevoie și la Moineș de investiții de acest gen
și vom realiza această lucrare în 24 de luni, un muzeu cu toate dotările, tot ceea ce înseamnă, ceea ce lipsește. Pentru că avem ce expune în acest muzeu, dacă ne ducem la istoria petrolului, la Dada City, că amintea și de Dada, Tristan Țara și câte și mai câte se pot expune în acest muzeu. Bun, dar asta e un fel de troc, este un fel de troc, adică nu-ți dau bani la buget, dar uite, o să-ți dau... Nu e niciun troc, vis-a-vis de alocare din sume defalcate de la bugetul de stat, așa cum primesc unele comune, localitățile urbane din județul Bacău nu au primit niciun leu, nici o localitate urbană. Știți de ce vă întreb? Am înțeles. O să-mi exprim... Dar nici multe comune și știți la ce mă refer. Da, o să-mi exprim de fiecare dată, cu riscul de a supăra chiar pe unii invitați. Eu am supărat când am spus. Eu chiar, mă rog, eu sunt jurnalist, dumneavoastră, cu atât mai mult dacă ați făcut-o foarte bine. Ar trebui să înțelegem întotdeauna și eu chiar sper aici să adun oameni. Adică pentru dezbatere vreau să adun oameni din partide diferite. Eu zic că ne va folosi. E un loc de întâlnire pe care îl folosim cu argumente. Chiar dacă uneori, sigur, poate părem mai vocali. Dar ideea este că încă o dată, ar trebui terminat cu această... E o capcană, zic eu, stimate domn, o capcană foarte periculoasă pentru toți. Nu ar fi nicio problemă dacă atunci când se alocă o sumă de la bugetul de stat, s-ar împărți pe cap de locuitor fiecare localități... Trebuie să existe un criteriu. Dacă acel criteriu, oricum este și lege pentru acest... Dacă acest criteriu mi l-ai încărcat și în mod repetat, orice îi face, oricâte milioane ai dat pentru muzeu, pentru mine, ca diriguitor, de ordonator de credit, nu ceva scârție, ceva nu. Pentru că știți ce se întâmplă? Sunt primari care, sigur, din dorința de a mai câștiga un mandat, de a mai câștiga un mandat și așa mai departe, sau care sunt mai la început, să zicem, pot fi ispitiți, știți? În paterie se spune că diavolul are mai multe forme, nu-i doar de carne sau de nu știu ce. Iată, acum are formă de asfalt, de exemplu. Și ia în forma asta de asfalt să strecoară așa prin visele, prin aceste viziuni nocturne sau diurne a unui ales și zice, doamne, eu trebuie să mă duc pentru că altfel nu. E o falsă problemă. Dezvoltarea, în afara faptului că o văd și puțin ridicul politic, doamne, nu poate exista un singur partid ca să conducă, fie că e PSD, fie că e PNL, fiecare și-ar dori. N-ar fi democratic. Nu, dar asta e lipsă de viziune, pentru că noi, știți ce sunt, domnul Vieru, trăim cu mize mici, domnule. Noi trăim pe mize mici, de ăla am câștigat, l-am luat. Nu, dar nu asta e miza în fond. Dezvoltă tu și vor veni toți. Fii un model de bune practici. Vorbeam de domnul Bolojan, vorbeam de Oradea, de Bihor în general. Tot vorbim de Cluj. Ne-am săturat de Cluj, poate. Dar, dezvoltă-te. Și atunci vor spune toți, dumne, uite, vreau să fiu și eu ca ăla. Sunt mize mici și jocuri cu capcane fatale. Pe termen lung. E un câștig. Vedeți? Pe mulți oameni, așa zis, politici, nu interesează decât câștigul momentan. Acum, și aici. Trece timpul repede și aș vrea să nu uităm despre un proiect major al municipiului Măinești. Spuneam de acel proiect pe mobilitate urbană. Un proiect de suflet pentru mine, pentru că am muncit mult pentru acest proiect. L-am început în anul 2017. Dar de ce trece timpul repede? Vreți să-mi închideți gura în emisiunea mea? Nu, dar vreau să m-ați invitat să-mi spun și eu ceea ce realizez la Măinești. Vi se pare că v-am lăsat să... Da, vă rog, spuneți. Trebuie să spun despre acest proiect de suflet, am spus, al meu, dar și al măineștenilor, apreciat de majoritatea cetățenilor, vă spun acum, pentru că am realizat lucruri importante pentru Măinești. Am asfaltat toată zona urbană. Am montat peste 48.000 de metri pătrați de pavaje printre blocuri. Toate incintele de blocuri astea sunt pavate. Deci 5 hectare de pavele sunt montate în Măinești. 8,5 km piste de biciclete. Cât a durat? În Bacău ne împiedicăm după mult timp. Cât a durat de când le-ați scos și le-ați pus înapoi, domnul? A început acest proiect anul trecut în martie și finalizarea va fi acum în octombrie. Deci, iată, cam un an și jumătate. Au fost... Deci, ce conține acest proiect? Pe lângă pavaje, piste de biciclete, stații de biciclete cu biciclete smart, 128 de biciclete, din care 40 sunt smart, 80 și ceva sunt mecanice. Am realizat o canalizație subterană, 6 tuburi pentru
televiziuni, pentru internet, pentru tot ceea ce înseamnă cablace de iluminat public, totul va fi în subteran. Acum am invitat toți operatorii de televiziuni, de internet să vină să folosească această canalizație, pentru că este gratis, pentru că e făcută cu fonduri europene pentru început și de aia am făcut 6 tuburi, ca să vină să fie concurență, să fie calitate și preț redus. Această canalizație este până la fundația blocului, dusă pentru a putea lucra cămine din 40 în 40 de metri, 2 metri pe 2 metri, cu 2 metri adâncime, unde poate sta un muncitor să lucreze lejer. Pe lângă acest lucru, este un sistem de monitorizare, o monitorizare a întregului trafic, un management de trafic care va fi monitorizat 24 de 24, peste 60 de camere, de la vedere iluminat ornamental prin toată zona. Eu v-am spus și plantat copaci, spații verzi și toate alea. Valoarea fondurilor europene este de 15 milioane de euro. Noi ne apropiem cu încă 3 milioane de euro la 18 milioane de euro. Sigur, acești bani nu se regăsesc în bugetul local, a trebuit să facem și un credit. Ne permitem acest lucru pentru că avem voie să ne datorăm un grad de datorare până la 30%. Noi suntem la 11-12% la acest moment și tot spuneați de Oradea, de Bihor și de Cluj, care au peste 30%, pentru că legea permite pentru fonduri europene să depășești 30%, dar trebuie să ții o marjă ca să nu intri în colaps, să țintiți plafma atât cât o poți duce. Casa, vorbesc de patrimoniu la un moment dat și de muzeu, Casa Gheorghe Gheorghiu deja era o căsuță. A fost istorie. Administrațiile trecute, nefiind de patrimoniu, a fost înstrăinat acest teren, revindicat. Nu știu acum la ora de nostalgia comunismului, Și știți că noi când eram copii, mergeam, priveam pe gemulețele alea mici, era pe masă o carte mare, probabil atunci era o carte n-am intrat, eu știu scria, erau câteva lucruri vechi, deodată a dispărut cine a revendicat terenul de acolo și a construit o casă nouă, nici nu se mai vorbește de așa ceva. Da, aici mă rog. Se vorbește în schimb de Tristan Țara, care e născut la Moinești. Bun, am înțeles asta, să știți că multe case dispar din momentul în care cineva nu se preocupă, nu știu dacă... E o vină a administrației de prin anii înainte de 2000 chiar. Așa, este. Vă spuneam să amintești acest lucru că Tristan Țara este născut la Moinești și spuneam și de faptul că va face parte din muzeu acest curent, pentru că vor fi acolo lucrări pe acest domeniu pe curentul Dada. E născut, avem un festival Dada, vin artiști din toată lumea, din Elveția, din Italia, Spania, la festivalul nostru anual. Din Elveția ar fi primii invitații, pentru că are o contingență spirituală. Acum trei săptămâni am fost vizitați de ambasadorul Israelului, el are deja un an vechime, a fost și celălalt ambasador la Moinești, acum a fost acesta actual, am schimbat... Da, nu, aveți un ambasador, aveți în Tisian Țara, sigur, un ambasador fenomenal. Asta a venit și chiar... Dacă spuneți că știți și o poezie în vers de Tisian Țara, pe cuvântul meu, dacă nu vă dau premiul acum pe loc. Nu știu. Poate până data viitoare ar fi singurul primar, care știe și ceva de Tisian Țara. Să știți că sunt complicate versurile de Tristan Țara, pentru că știți cum le realiza, nu? În Moinești, în Parcul Central, e o farfică tăia din ziare, cuvintele le amesteca în căciulă și e un curent. Și așa cum le așeza, așa rezultau versurile. Dacă veți citi primele lui poezii scrise chiar în vacanțe acolo, alea provinciale, Tristez sau cum se numește, să vedeți că alea nu erau cu farfecul, dar știu la ce vă referiți. Bun. Pe final, acum vreau să vă întreb, vedeți proiectul acesta al Moineștiului, pe care l-ați explicat în această seară la noi aici, integrat în zona aceasta a Văii Trotușului, mă refer la Sânic Moldova, Comănești, Onești, Dărmănești, adică îl vedeți cumva legat, ați avut discuții cu omologii dumneavoastră, pentru că, vedeți, ziceam de mize mici, lucrurile se dezvoltă acum, nu regional, deja global, dar hai să vorbim de regiune. Vedeți dumneavoastră, acest proiect pe mobilitate este singurul din ADR Nord-Est pe municipii, orașe, altele decât cele reședință de județ. Pentru că sunt două axe de finanțare, 3-2, 4-2. 3-2 este pe localități urbane, 4-2 este pe localități reședință de județ. Și a început acum în Bacău, a început în Piatra Neamț,
Dar în județul Bacău nu este niciun proiect pe mobilitate urbană decât cel de la Moinești. Mai e un proiect de asemănător în valoare de vreo 8 milioane de lei la Bârlad, dar care nu conține aceste piste de biciclete, ci mai mult niște microbuze electrice și ceva refacere, carosabil, trotuare și așa mai departe. Dar una peste alta este primul proiect din țară care se finalizează în acest moment pe axa 3-2. E o mândrie pentru noi ca și cetățenii din Moinești, pentru aparatul de lucru al primarului, pentru Consiliul Local, că reușim să finalizăm acest proiect. Știți că sunt proiectele din reședința de județ, ce am amintit, care nu se pot termina până la sfârșitul anului și e o mare problemă pentru că trebuie să folosești din banii pe axa următoare, proiectele vor fi fazate pentru cele peste 5 milioane de euro, da? E o situație dificilă, pentru că aceste proiecte din axa 2014-2020 ar fi trebuit finanțate la 31 decembrie. Sigur, municipiul Moinești nu are niciun proiect din cele 32 care vă spuneam, care să nu fie finalizat la termen. Așteptăm la proxima întâlnire, mulțumindu-vă, domnule primar Valentin Vieru, să discutăm și despre aceste proiecte finalizate, să le vedem finalizate și despre ideea aceasta poate o reținem a unei dezvoltări integrate. Ați auzit de Monpesa? Da, sigur. Monpesa este o asociație din 8 localități, două stațiuni consacrate, Slănic Târgu Ocna, Moineștiu, Dărmăneștiu, Asău, Dofteana, Măgirești, Zemeș. Am gândit acest lucru prin anii 2016-2017, tot pentru o dezvoltare turistică a zonei. Pentru că știți cu toți, în Slănic Moldova merge un turist, stă la tratament dimineață, ia masa de prânz, până a doua zi, cam greu. Am considerat că în momentul când vine în stațiune să se mai și plimbe un pic, să meargă până la Salina, sunt acolo, da. Să meargă până la baraj la Dărmănești, să vină până la Muzeul Răzăișilor la Măgirești, să meargă până la George Ionescu la Tescan, să vină și la Moinești, la Pădurea Cupin, la rezervație. Deci v-ați gândit. Toate alea. Și toate acest lucru s-au construit în această asociație Monpesa. De unde vine titlul? De unde vine? De la zăcăminte și tot ceea ce înseamnă. Mont, cine a fost? I-a spus? Da. Mont. Dumneavoastră i-a spus? Noi împreună am decis-o, dar ideea a plecat. A plecat și de la Moinești. Mont de la munte, pe de la petrol, sare și apă. Și aici e Monpesa. Interesant, sună așa italienește, da. Ați adus un aer occidental și cu asta, da. Mulțumesc mult și mult succes, vă mai așteptăm. Vă aștept, repet, și sper că sunteți de acord să discutăm împreună cu omologii noastre, indiferent de culoarea politică. Cred că asta ar fi idealul. Pentru mine, a se dezvolta o comunitate, nu contează culoarea politică. Tot ce se face în acea comunitate, se face pentru oameni. Să știți. Exact. Și dacă exact. Eu am vecini care au o altă culoare politică, mă întâlnesc, colaborez, ne întâlnim în diferite situații și nu cred că asta este un impediment. Dacă am fi priviți mai cu atenție de la nivel central, ar fi un lucru bun, pentru că eu vă spun că talpa partidelor e la nivel local, iar primarii sunt puterea partidului, ceea ce pentru cei de la nivel național nu e o prioritate. Se uită foarte prioritate. Ușor, da. Da, așa este. Mulțumesc încă o dată, Valentin. Și eu vă mulțumesc și vă aștept la Moinești, pe dumneavoastră, cu pe plăcere. Toți cei care ne-au urmărit, vă spun eu că aveți ce vedea, un exemplu de bune practici și la sănătate, și la educație, și la infrastructură, și la sport. Și la 40 de milioane de euro trebuie să vedem, într-adevăr, ar trebui să vedem câte ceva. Da, doamnelor și domnilor, nu e de râs, pentru că, de ce? Pentru că s-ar putea ca, așa cum am fugit noi către marile aglomerații urbane, să căutăm la un moment dat aceste orășele care, de ce nu, au toate șansele să se dezvolte. Mulțumesc încă o dată și vă doresc un sfârșit de săptămână minunat. O zi.